Oamenii de știință au acum măsurători mai precise cu rata de expansiune a Universului, mulțumită datelor colectate timp de zeci de ani de telescopul spațial Hubble. O nouă analiză a datelor de la telescopul spațial Hubble, vechi de 32 de ani, continuă misiunea observatorului pentru înțelegerea expansiunii Universului și a modului în care această expansiune accelerează. Astronomii folosesc constanta Hubble pentru a măsura expansiunea Universului, numită astfel după astronomul Edwin Hubble, care a măsurat pentru prima oară expansiunea Universului în 1929. Constanta Hubble este dificil de stabilit, având în vedere că diferite observatoare care analizează diferite zone din Univers au livrat rezultate diferite. Însă, un nou studiu arată că cel mai recent efort al telescopului Hubble este cel mai precis, deși există o diferență față de restul observatoarelor. Noul studiu confirmă estimările anterioare cu privire la rata expansiunii bazate pe observațiile lui Hubble, dezvăluind o expansiune de aproximativ 73 de kilometri per megaparsec. Un megaparsec măsoară distanța egală cu un milion de parsec sau 3,26 milioane de ani lumină. Eforturile pentru măsurarea vitezei de expansiune a Universului se concentrează de obicei pe doi marcări, unul dintre aceștia fiind stelele cefeide, adică stelele variabile care își intensifică și diminuează strălucirea la o rată constantă. Cefeidele sunt utile pentru cartografierea distanțelor din interiorul Căii Lactee și galaxiilor din apropiere. Pentru distanțe mai mari, astronomii se bazează pe supernovele de tip 1A. Aceste supernove au o luminozitate constantă, astfel că permit estimări precise pentru distanța lor în funcție de cât de luminoase apar în telescoape.